13, 12 și ceva, mai mulți colegi au fost la comisie și și-au ridicat mapă. Deci astăzi, la ora 12, cele 3 puncte, 20, 21 și 22, nu erau pe ordinea de zi. Nu mi se pare absolut deloc normal să luăm în discuție 3 proiecte, mă rog, dar mă asum între timp, înțeleg, sau o să rămână unul, da? Pe ordinea de zi, în condițiile în care ne trezim cu ele că au apărut cu 2 ore înainte de ședință. Dacă ăsta este principiul pe baza căruia se face ordinea de zi și noi venim să votăm la Consiliul Județean, e mai bine nu mai venim. Hotărâți dumneavoastră ce vreți să faceți și cu asta pasă și am încheiat discuția. Sunt total de acord cu colegul meu, Adrian Dobre, nu mi se pare normal cum se face ordinea de zi. Dar în afară de asta aș vrea să întreb membrii Comisiei Juridice cum s-au întrunit și au dat, sau când s-au întrunit și au dat la 2 proiecte, n-au dat avizul și la al treilea au dat, sau n-au avut vorum la niciun din proiecte. Sunt curios cum s-a dat avizul la cele 3 proiecte de întrunise noi pe ordinea de zi, dacă la ora 12 și un sfert, când eu mi-am luat mapa de la comisie, nu existau pe ordinea de zi. Dacă poate cineva de la Comisia Judică să-mi spună cum s-a dat și cum s-a votat la cele 3 proiecte introduse pe ordinea de zi, pe ultima 100 de minute. Și eu... Păi nu, aș fi așteptat un răspuns de la cineva de la Comisia Judică să-mi spună cum s-a votat și cum unele au primit aviz și unele nu au primit aviz și de ce unele au primit și de ce unele nu au primit. Păi nu, aș vrea să începem cu altceva, să vedem cum a fost convocată comisia, făcând parte din comisie, am întrebat-o pe doamna de la juridic care este treaba, îmi spune că unele au avut vorum, unele au avut vorum, eu nu am apucat să se gândesc cu procesul verbal. Întrebarea mea, s-a dorit să se întrunească comisia sau nu s-a dorit? Pentru că, așa cum bine să știe, de multe ori se fac multe lucruri doar pe genunchi și se fac pe hârtie. Nu ne amânăm tot să discutăm. Acum ni se spune că 2 au fost în sală, restul n-am fost. Pe care de consecință îl întrebă domnul secretar Pavel cum s-a votat atunci în comisia de validare. Cum s-a făcut un proces de valcar? Noi să fim nefiind acolo, dar s-a spus că comisia a luat decizia să valideze un mandat atâta timp cât au fost doar 2 în sală și mi s-a pus sub nas acest proces, acest raport pe care eu am spus, bineînțeles, că am făcut o opinie separată. Și este scris de mână, da? Cum facem chestiile astea cu genunchi? Lăsăm acolo că domnul Cutare e prins în trafic, că domnul Cutare n-a putut să vină, hop, țop, avem 3-1 vot și validăm un raport a unei comisii. Nu mi se pare că sunt făcute așa cam pătindos? Deci, atâta timp cât comisiile nu se dorește a fi întrunite după o regulă să face un proces verbal ca lumea, atâta timp presupun că ori nu se dorește, ori asta este un lucru care se împământe și la noi, ca la toată lumea, las că merge. Atâta timp cât eu contest anul 2 hotărâre, pe simplu motiv că nu s-au adunat așa cum trebuie comisiile. Am fost chemat, am semnat acolo, las că vine și domnul Niță, că noi doi am semnat, mergem înainte. Mi se pare normal să se întrebe lucrurile în halul ăsta, în Consiliul Județean? Acum, domnul că mi-am permis, nu este treaba aparatului de specialitate sau a mea, în speță să se întrunească comisia. Eu doar pot să-i răspund domnului Dobre pentru ceea ce mi-a solicitat în privința ordinii de zi și pot să-i răspund la întrebarea dânsului. Această problemă trebuie să o discutați cu consilierii județeni, cu cei care fac parte în Comisia Juridică și cu cei care au făcut convocatorul pentru această ședință a Comisiei Juridice. Da? Dacă îmi permiteți să-i răspund domnului Dobre și apoi vă dau cuvântul în ordinea Șincescu. A fost domnul Fenichiu și apoi dumneavoastră. Nu, eu am fost primul. A, scuzați-mă, da, atunci domnul Gabriele. Mă uit mereu mai în spate ca să nu cumva să nu ratez un consilier. Vă rog. Deci am observații în ceea ce privește punctul 22 de pe ordinea de zi, privind exercitarea votului în adunarea generală a adunărilor ca să se fie dintr-o știm cu toții că s-a considerat în acest moment că votul este valabil cu în situația în care este unitar, pentru că acești reprezentanți, de fapt, sunt reprezentanții acționarului majoritar, care este Consiliul Județean.
schimbarea procedurii, mi se pare inoportună, în același timp, în neconcordanță cu interesele acestui acționar, pentru că, dacă există neadvertențe în deciziile care trebuie luate acolo, ele pot fi aduse în plenul Consiliului și se poate hotărâ ca atare. Nu putem să avem acolo reprezentanți în AFRA care să voteze cu atare unul celuilalt. Coroborat cu faptul că a fost introdus pe picior, exact cum au spus colegii mei, eu vă solicit să-l scoateți după ordine de zi. Dacă mai sunt alte solicitări la ordine de zi, o să-i răspund și la ordine de zi. Vă rog, doamne. Aș vrea totuși să vă rog să permiteți să mă refer la ceva în afară ordine de zi, la activitatea comisiilor. Eu am semnalat ceva timp în urmă faptul că la comisia în care fac parte nu se desfășoară ședințe, ci se pun la dispoziție a membrilor comisiei materialele pentru a fi studiate, după care se completează acel proces verbal pe care să nu fiecare. Dar am înțeles că este o situație care se regăsește și la activitatea altor comisii, în sensul că nu există o ședință efectivă, o întrunire efectivă a membrilor pentru a lua decizii și mă întreb că în acest motiv este o problemă a întregului Consiliului Județean, nu numai a comisiei. Nu la toate comisiile, dar am înțeles că se mai întâmplă și alte comisii. Și cred că ar trebui să vorbim, să hotărâm acest lucru, că trebuie să desfășoare ședințe la fiecare comisie, nu doar să se confrunte materialele. Și ca să mă refer, cred că este destul de important ca să există o dezbatere asupra punctelor de pe ordinea de zi, care vin de la comisie. Și ca să mă refer la ordinea de zi strict, eu știu că nu există semnători din partea Teatrului Național Liberal pentru validarea mandatului Victor Petrescu. Ne regăsim în situația în care m-am regăsit și eu anul trecut, când am fost validat fără semnătura de la PSD și am fost contestat în instanță și mi s-a anulat. S-a anulat pătrele și mi s-a recomandat. Am revenit după aia până la 55. Deci am fost introdus pe ordinea de zi acest proiect, nu înțeleg. Atât timp cât legea e foarte clară. Ca să vă răspund, noi am primit o adresă din partea Uniunii Social Liberale cu semnătură și ștampilă. Noi nu putem să verificăm dacă este autentică, dacă nu este. Noi dăm curs. Dumneavoastră trebuie, aveți dreptul să o contestați în măsurile legale care... Legea spune foarte clar că trebuie să conțină semnăturile președinților partidelor componente. Nu noi am văzut pe acea adresă niște semnături. Nu putem să spunem ale cui... Pentru PNL. Există semnături pentru PNL, nu contează. Vă rog să răspundeți la întrebare. Dacă există semnătură pentru PNL, nu uitați să citim. Nu pot să știu eu dacă există semnătură. Ați văzut adresa la mapă? Domnul Vicepriu, eu vă întreb clar. Există președinte PNL Bravo și semnătură? Indiferent dacă e. Scrie USL, Bravo sunt trei semnături. Eu vă întreb dacă este președinte semnătura din partea PNL. Legea e foarte clară. Adresa trebuie să conțină semnăturile președinților partidelor componente. În al doilea rând, eu v-am spus că noi am primit o adresă. Nu v-am spus că știu cine a semnat pe ea. Nu v-am spus că pot să identific semnătura, orograful, a cuiva. Vă coniți răspunsul. Eu nu am întrebat dacă știți cine a semnat, dacă scrie că este un reprezentant al PNL. Nu scrie, scrie USL și sunt niște semnături deasupra ștampilei. V-am răspuns. Nu răspundeți la întrebare. Nu are legătură cu SNE. Legea spune clar că trebuie semnăturile reprezentanților fiecărui partid component al alianței. Domnul Enescu, ca reprezentant al Partidului Social Democrat, o să vă răspund. Nu sunt cadrul de Consiliul Județean. În legătură cu comisiile desfășurate, Comisia Juridică s-a întrunit legal la ora 14:30. Prin nefericire, astăzi, doar astăzi, așa a fost, au întârziat câțiva colegi. Tot ce am avizat, am avizat în cuvorum. La punctele respective care nu am dat aviz, am mai rămas doi consilieri din 5. Nu puteam să dăm această avizare. În ceea ce privește validarea unui consilier, hârtia depusă de Uniunea Social Liberală poartă două semnături ale reprezentanților PSD și PC. Am, domnule consilier, eu nu te-am întrerupt. Te rog să ne lasă, să mă lasă să-mi spun părerea. Și eu te rog să te adresez cu dincios. Da, domnule consilier, m-am adresat cu dincios. Mai consilier, mai suntem și noi pe aici. Da. Uniunea Socială Liberală a depus
recomandarea pentru următorul consilier pe listă. Vă aduceți aminte, dragi colegi consilieri, că cu câteva ședințe în urmă v-am solicitat unul din cei doi copreședinți ai PNL Prahova să se uite. Am încercat diferite contacte cu dumneavoastră cu privire nu numai la Consiliul Județean, ci și la unele localități care se confruntă cu aceeași problemă. Până astăzi nu am fost în putință, nu din vina noastră, să ne întâlnim să stabilim exact ce este de făcut. Eu mi-aduc aminte că Partidul Național Liberal, parte componentă a USL, s-a radiat din registrul partidelor, apărând nou Partid Național Liberal prin fuziunea cu PTL-ul. Să înțeleg că nu suntem, nu veți fi de acord să validăm următorul consilier pe ordinea, pe lista USL. Atât am înțeles din ce spuneți. Mulțumesc. O să vă dau voi la replică și o să dau apoi cuvântul domnului Constantin Negoi. Așa, mulțumesc. Așa cum bine știm, noul Partid Național Liberal este continuatorul acolo, așa activul și pasivul. Și drepturile și obligațiile postului PNL. Deci trebuie, are dreptul să semneze în numele postului PNL. Iar pentru ca adresa din partea USL să fie valabilă, conform legii, trebuie să conțină semnăturile tuturor celor trei partide componente, adică și a noului PNL, care semnează în dreptul de... Am înțeles. Să înțeleg că trebuie să mă duc la domnul George Ionescu să ne semnează.